Cu siguranță, fotbalul e cel mai popular sport de pe Terra, respectiv cea mai multă lume e la curent anume cu știrile din lumea sportului rege. Însă, sunt și mulți amatori ai tenisului care pun pe primul loc anume acest sport. Personal, eu urmăresc cu pasiune mai multe discipline sportive, dar pe primele două locuri sunt fotbalul și tenisul. Canalul Cronicile Sportului a fost creat cu scopul de a servi drept sursă de informare și divertisment pentru toți iubitorii sportului. Te-ai întrebat vreodată care e salariul unui jucător de tenis? E mai mare sau mai mic decât a fotbaliștilor? Astăzi vei primi răspuns la această întrebare. În acest video am procesat doar veniturile tenismenilor pe urma succeselor sale sportive. Deschide topul nostru Joe Wilfried Tsonga. S-a întâmplat de mai multe ori că prestațiile lui Tsonga promiteau chiar să-i aducă un trofeu de Grand Slam. Însă, din păcate, francezul, ajuns deja la 33 de ani, încă nu a triumfat într-un turneu de mare slam. Pe parcursul carierei sale, Joe Wilfried a câștigat din tenis aproape 21 milioane de euro. Argentinianul Juan Martin Del Potro e al doilea din lista tenismenilor mei preferați. Deși doar la vârsta de 20 de ani a cucerit un titlu de Grand Slam la US Open 2009, argentinianul are o soartă incredibil de dificilă. Mistuit de multiple accidentări, Del Potro a lipsit sumar vreo 4 ani din tenis. Însă, din orgoliul său de campion și datorită calităților de luptător, Juan Martin, după ce a căzut din top 1000, se întoarce pe locul 4 în lume și e unul dintre cei mai informă tenismen la ziua de azi. Veniturile sale pe urma sportului alb constituie puțin mai mult de 22 milioane de euro. Pe locul 8 se află Marin Cilic, un om de o valoare ireproșabilă. Croatul are armele necesare pentru a lupta de la egal cu oricine. Cilic a înscris numele în lista marilor campioni în 2014 când a triumfat la US Open. Compensațiile materiale obținute de către croat pe urma succeselor sale depășesc borna celor 24 de milioane. Continuă topul nostru Tomaș Berdych. La fel ca în cazul lui Tsonga, Berdych întreaga sa carieră a rătăcit în preajma unui triumf de grad superior, însă la aproape 33 de ani rămâne fără titlu de Grand Slam. Locul 7 pentru tenismenul din Cehia și 28,9 milioane de euro acumulate pe parcursul carierei sale. V-ați așteptat să-l vedeți mai târziu în acest top, însă Stan Wawrinka e doar al șaselea. Din păcate, elvețianul este în impas din cauza accidentărilor. Campion la Australian Open, campion la Roland Garros, campion la US Open, așteptăm cu drag revenirea lui Wawrinka. Pe lângă un renume în lumea tenisului, Stanislas și-a mai adjudecat și 31 de milioane și 168 mii de euro. Urmează top 5 și cu siguranță amatorii tenisului deja intuiesc că din acești 5 rămași nu pot să lipsească Nadal, Federer, Djokovic și Murray, însă cine e al 5-lea? Aflați chiar acum! Al 5-lea în topul nostru e David Ferrer. Spaniolul, ajuns la 36 de ani, a strâns de-a lungul carierei 31 de milioane și 177 mii, cu 9 mii de euro mai mult decât Stan Wawrinka. David Ferrer e al treilea tenismen din lista noastră care încă nu a cucerit un trofeu de mare slam. Pe locul 4 se află scoțianul Andy Murray și el, pălmuit de soarta accidentărilor, cade mai jos de locul 800. Mai mult de un an, Murray lipsește din circuit, iar tenisul suferă iremediabil fără triplul campion de Grand Slam și, atenție, dublul campion olimpic. Andy Murray a obținut din tenis peste 60 de milioane de valută europeană. Pe poziția a treia se află Rafa Nadal, un atlet fenomenal. La ai săi 32 de ani, deține o pregătire fizică uluitoare. Ca să estimăm adevărata valoare a spaniolului, este necesar să menționez că toți tenismenii enumerați până acum nu au câștigat împreună nici jumătate din Grand Slam-urile pe care și le-a adjudecat Nadal. Veniturile lui Rafa depășesc 100 de milioane de euro.
Al doilea în topul de astăzi e Novak Djokovic, care din fericire reușește să revină din stagnarea cauzată de multiplele accidentări, recent triumfând la Wimbledon. Deși sârbul are 13 succese la turneele de Grand Slam, cu 4 mai puține decât Nadal, Djokovic a reușit să câștige cu aproape 14 milioane mai mult. Și în final, Roger Federer, un sportiv cu palmares greu de perceput. În opinia multora, elvețianul e cel mai mare tenismen din toate timpurile, un sportiv exemplar pe corturile de tenis și un om exemplar în viața de zi cu zi. Roger Federer a cucerit 20 de titluri de mare slam, iar rezultatele sale sportive i-au completat reperul financiar cu aproape 117 milioane de euro. Cam atât pentru astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc de atenție, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!